chef în Biserică de Rusalii. S-a întâmplat la lăcașul de cult din Orșova, acolo unde pentru a sărbători Nedeea Bănățeană s-a adunat toată suflarea din oraș. De la o melodie populară până la pornirea unei veritabile petreceri, nu a fost decât un pas. Pas pe care cei prezenți nu au ezitat să-l facă, chiar dacă se aflau în casa lui Dumnezeu. Enoria și-a uitat că se află în casa Domnului, însă aceeași pierdere de memorie par să fie avut și autoritățile. Astfel, petrecerea s-ar fi desfășurat cu înștiințarea atât a primarului ales al Orșovei, cât și a preotului paroh, iar motivul pentru care au permis asta este unul cât se poate de convingător, lipsa unui cămin cultural în care să aibă loc astfel de evenimente. Însă, dincolo de permisiunea dată sau nu de autorități, gestul enoriașilor este unul de-a dreptul scandalos. Iar întâmplarea nu-și putea găsi un loc mai potrivit pentru a se desfășura decât plaiurile mehedințene.